Apa poluată ajunge în stația de epurare de la Mioveni, de acolo de unde se alimentează orașul și uzina Dacia. De la Câmpul Lung la Mioveni au fost amplasate 5 baraje pe râul Târgului, menite să oprească scurgerea păcurinei. Mai multe autoritățile au sistat furnizarea cu apă către populație. Uzinele Dacia în momentul de față folosesc apă de alimentare din rezervorul tampon pe care îl au, care asigură o autonomie de circa 12 ore. În momentul de față, în rezervor mai există o capacitate de 60 de litri și în momentul în care vom fi ferm convinși că, în urma analizelor efectuate, că apa nu mai are concentrație de produs petrolier, atunci se va relua alimentarea din priza de la Cuceras. Se lucrează la curățirea de produs petrolier a zonelor care au fost afectate, să iau probe și să fac analize din două în două ore, astfel încât să fim siguri că apa care este prelevată din sursă este corespunzătoare pentru potabilizare. Firma din Câmpul Lung, care a produs poluarea, a fost amendată cu 80.000 de lei. Reprezentanții de la APE speră ca irizațiile de păcurină să nu treacă de barajele montate. În caz contrar, apa poluată ar putea ajunge în râul Doamnei, apoi în Argeș.